Biblioteca Județeană Ovidiu Sușeanu Hunedoara Deva a organizat astăzi o dublă lansare de carte, volumele Caleidoscopul de pe terasă și Viața după dosar, semnate Voicu Lăzăruț. Cei prezenți la lansare au avut dovada faptului că matematica și literatura fac casă bună. Voicu Lăzăruț, absolvent al Universității de Vest din Timișoara cu o bogată activitate de gazetar sportiv înainte de 1990 la ziarul județean Drumul Socialismului, este de profesie matematician, profesor de matematică, informatician. El se dovedește a fi și un bun prozator. Citorii vor mai descoperi de asemenea pagini scrise cu talent, cu realism și cu mare putere de convingere. Îl felicit pe domnul Voicu Lăzăruț pentru aceste două volume și cât de curând îl așteptăm cu altele. Meditații legate de viață, de societatea în care trăim, de relațiile de familie și multe alte teme constituie adevărate leitmotive ale celor două volume. Cele două cărți care le prezint astăzi, Caleidoscopul de pe terasă și Viața după dosar, sunt ultimele eseuri care mi-au apărut în îngrijirea editurii Hașa, Grigor Hașa. Eu am mai publicat și înainte două romane care cuprind viața mamei mele și a cinci generații pe care le-am intitulat Generații cu frică. Cărțile de astăzi, două sunt prezentate, sunt scrise în stil americanesc, cinematografic, au interesante personaje, dar și graba specifice 80-iștilor și în general prozatorilor de astăzi, care au preferat sau au confundat eseul cu romanul. Volumele care s-au lansat astăzi cuprind texte legate de importante personalități culturale care au reținut atenția autorului.